Yeet. Joi, 18 iunie 2020, mă aflu în Braila, în crescătoria campionului Paraschiv Stanica, pe care îl salutăm. Vă salutăm, domnul Stanica. Să trăiți, să trăiți. M-am găsit acasă, printre porumbei, pregătiți păsările pentru îmbarcare, da? Pentru îmbarcare medica. Primul fond din anul ăsta. Din anul ăsta, da. Am zis să nu plec de aici, din oraș, până nu trec și pe la dumneavoastră, pentru că ne cunoaștem de, da. de multă vreme. Da. Ne-am întâlnit în multe expoziții naționale. Și am zis să facem o filmare și printre porumbeii dumneavoastră, da, 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 de matcă. Da. Zburătorii văd că i-aveți deja prinși. I-am prins și acum mi-i pun în lăs ca lumea și da, o să merg la îmbarcare. Dați-ne câteva detalii. Aici văd că în față o pereche de roșii. Aici acolo e campionul, nu? E campionul și mama campionului. I-am făcut perechi pe amândoi. Aveți recomandă în sensul ăsta sau vreți să vă opriți pentru reproducție în continuare? Nu, vreau, de la timpul ăsta eu nu mai vând niciun pui, vreau să-mi opresc pentru mine în reproducții cam porumbei din 2013, am din 2012, 2011, 2010 și eu vreau să mă opresc și pentru mine că nu se poate. Mascul am înțeles că ce e, imbrect? Imbrect cu Yantiller. Yantiller, da? Da, da. Și mama sa? Mama sa Yantiller. Yantiller încurat. Da. Frumos, arată bine. Super. Aveți câțiva aici porumbei? În jur de cât, vreo? Vreo 60, 30 de perechi. 30-32 de perechi. Cum stați cu puii? Deja la momentul ăsta? Deci de la momentul ăsta am a 4 rând de pui. Da. Am înțeles că vreți să zburați ca lumea. Da. În toamna asta vreau să zbor 80 de bucăți. 80 vreau, am mai dat la băieți pe la Moreni, am făcut și cadouri, nu e nicio problemă. Uite ce o bate, nu se duce la cuibar deloc. O bate să ducă la ou. Da. Și doar i-am luat pui, doar i-am dat pui sus. Ce să vă spun? Deocamdată mai am de treabă pe la crescătorie aici, că vreau să-mi fac perețe și să-mi aranjez ca lumea. Da. Am cuștele aici. Văd că asta v-ați făcut aici foarte frumos. Aici, da. Am cuștele unde stau porumbei, că am acolo, am pui. Am destui acum și vreau să-i opresc, că ăștia nu mai gata, de acum încolo s-a terminat. Nu-i mai, e separat de acum, sau nu-i mai lăsați mai ouă, nu? Îi opresc în matcă pe ăștia. A, tot ce e mic acum și crește? Tot, da, nu mai dau nimic afară, că vreau să îi împrospătez, nu? Da. Nu. Eu vreau să-mi țin porumbei mei care nu, eu nu-mi bag orice porumbelă în cușcă. Da. Da. Frumos. Da. Am de la prietenul meu, Buda Adrian. Da, am înțeles că aveți o relație excelentă cu Adrian, nu? Da, sunt cel mai bun prieten cu Adrian Buda, de la București. Din București, da. Am de la Rodaru. Și de la Marius? Da, am de la Rodaru. Puteați porumbul de la Rodaru. Care? Masculul cu pene. A, Listu? Cel din spate, Ardenu, nu? Ardenu. Cel din spate, nu? Da. Da. Ăla de acolo. E de la Rodaru. Cel care cântă acum, nu? Da. Cel care cântă. De la ei, porumb de la Rudaru. Crescători tineri, dar valoroși din capitală, să știți. Sigur. Și unul și celălalt. Da. Și cu oameni serioși. Sunt oameni serioși, știu. Oameni la locul lor, da. Știu. Asta am avut o treabă pe la București și am trecut pe la domnul Rudaru și mi l-a dat cadou. Ați văzut dacă sunteți băia bun? Da, normal, nu. La rândul meu și eu am făcut cadou. Știu, și nu. Știu. Știu că sunteți inimă largă, nu. Mai ales când văd copii, la copii, când am fost la Dărmănești, la copii, le-am dat cadou pui. Ia și tu unul. Le-ați făcut o mare bucurie. Da. Știu. Că are patale de la Dărmănești, are un copil micuț. Și acum am vorbit cu el la telefon, să-mi aduce și mie un porumbel. Lasă, când vin la expoziții, îți mai ți-aduc. I-ați cucerit pe amândoi și pe tată și pe fiu, nu? Da. Da. Eu nu fac case mari cu porumbei. Dar măcar să scoată mâncarea lor. Asta e pasiunea mea, ca să
pentru porumbei. Am înțeles că acolo aveți un ascultător de la Adrian, de la Buda, nu? Da, de la Buda Adrian. Frumos mă ascult, da. Da. Stați bine. Câte perechi noi aveți anul ăsta în matcă față de anul trecut, de exemplu? Față de anul trecut? Da. Câți porumbei noi ați băgat? Cred că am vreo 6 porumbei. Doar 6 porumbei? 3 perechi, cum ar veni, nu? Da, vreo 3 perechi. În rest, iar mai din are porumbița mea neagră, da. Tot din porumbeii lui Buda. Am zburat-o, a fost locul 2 la derby, pui. Am avut-o în expoziție la Dărmănești și acum am avut-o pe afară și azi cred că se duce la câmp. Unde credeți dumneavoastră? Vinea un porumbel, eu l-am prins, i-am pus bilet la pe inel, cu seria mea de telefon și i-am dat drum. A plecat cu el. Opa! Stai că ce se întâmplă? Când am văzut o murdare la gură de... Avea pui la gură. Da, a plecat de la mine să zbura la. Și acum am închis-o la mat. Stai tu aici la mat. Da. Și a încercat să vină ăla, l-am luat cu mătura la bătaie și a plecat. Venea după aia. Nu, îi cerea să ducă acasă, crească pui, nu? Da. Deci ăștia sunt pui consanguin din... Da, din campionul la maraton, la super maraton, a spus, nu? La maraton, super maraton. Da. Vă reși ceva cu roșu obligatoriu, pentru că și mama sigur, și tata... Sigur. Poate să dea și negri. Da? Au o familie în spate și negri? Da. Păi... Poate să dea și negri, da. Aia e tot pe la Buda. Lista, nu? Guta lista? Braza aia, Ardean. Braza, da. Ardean aia. Ardean. E de Ardean? E Ardean, că nu? Da, e Ardean. Aia... Ăsta tot după la el, cum am spus, nu? Ăștia de la Marin Costel, ăștia albaștri ăștia de aici, și a doi, ăla care o bate pe aia și lantul care-i așa. E de la Marin Costel, de la Zlobozia, da, un prieten și curător. Îl știm și pe dânsul. Da. Și aia e femeia la lui acolo, e pe pui. Acela e nebunită, o alergă tot timpul. Nebunită pe aia, până nu intră la locul ei, nu. A intrat la lantă, a intrat peste cușca lui, le-a la bataie ăla. Îți nebun, domnule, nebun. Multă energie. Da. Ai niște pui frumoși. Da. Aici am pui dintr-o femeie de la Nini Sandu, de la Dâmbovița. De la Dâmbovița, da? Da. Și Nini un crescător cu porumbi. Da, de la valoși. Nini Sandu mi-a dat o femeie, una neinelată care am pierdut-o, și mi-a dat una brează așa. Și mi-a cerut-o un prezint de-a meu și am luat pui de la ea și i-am băgat la alții aici. Aha. Da. Arată bine. Da. Și aici e femeia de la Marin Costel. E păpui. Da. Nu, e masculul. Femeia înseamnă gheafa. Masculul. Frumos, îi crește bine. Da. Ei, dar are... Mă, boluțele, o zi, tu, nu știu. Nu. Îmi place. Mai am de lucru la asta. Ce vreți să faceți? Să mai tempiți pereții pe aici? Să tempiți pereții, să mai fac încă de astea, să le pun aici, unul aici, unul aici, deocamdată. Da. Multe probleme, da. Așa e. Banii, așa cum sunt. Corect, așa e. Mai fost și cu pandemia asta, de ne-au omorât după. Da, s-au tărit blocați, corect. Da, acum. Și la concursul de, la concursul de peste două zile de la Medica Speranțe Mari, nu? Vreți să faceți o figură frumoasă. Ați băgat material ce trebuie acolo? Să vedeți acolo, nu? O să mergem să-i filmăm și pe aia acolo. Hai, da. Nu? Credeți dumneavoastră că eu am băgat toate ciurocurile, nu? Că dacă la mine nu stă, dacă porumbelul nu confirmă de pui, la mine nu stă. Că să mai întâmplă un accident, două, asta e altă problemă, dar... Restul trebuie să confirme. Trebuie să confirme. Asta e tot femeie de la Marin Costel. Albastra? Da, e pereche cu albastru la care era. Ah, deci asta e mama puiului care era acolo. Da.
Și ăsta e tot de la el, Alexandru. Gutu? Da, da. Fugi după aia. Le-am luat pui, i-am dat afară. Am, am băgat tineret care l-am avut în... care l-am avut de ăsta tardiv, astfel, doamne, i-am băgat. I-am lăsat aici. Am zburat vreo 12, am pierdut vreo 6. Să pierd, zis, să pierd mulți, este? Să pierd, să pierd tardivii, nu. Da, nu, da, tardivii nu faci nimic. Așa e. Mai am 6, dar nu mai, gata. Am ajuns cu ei până la Suceava și nu vreau să mai ajung nicăieri, nu mai, te îi las în pace. Super, haideți să filmăm puțin și zburătorii acolo, da? Mergem.